politica ucraineană de după căderea comunismului seamănă extraordinar de mult cu politica de la noi. Aceeași corupție, același traseism, aceeași impostură, diferențe regionale ca și la noi, un partid de stânga foarte stabil, care întotdeauna a avut peste 30% din voturi, o dreaptă extraordinar de divizată cu tot felul de scandaluri, oligarhi și în Ucraina. Din fericire însă, nicio grupare de oligarhi nu a fost suficient de puternică încât să se impună în fața tuturor celorlalte. Practic, acest pluralism al grupărilor oligarhice a salvat într-un fel democrația în Ucraina, pentru că nu a putut apărea o autocrație de tipul celei din Rusia. Și în sfârșit, foarte important pentru a înțelege politica ucraineană din ultimii 30 de ani, este lupta dintre cei care vor cu Rusia și cei care vor cu Europa. Aceștia fiind majoritari, pentru că toți președinții Ucrainei au vorbit despre integrare europeană. Nu despre NATO, dar despre Europa, toți au vorbit, chiar și Ianucovici. Să-i luăm însă pe rând pe președinții Ucrainei de după căderea comunismului, începând cu Leonid Kravchuk, un comunist, activist de partid, profesor de marxism-leninist, însă un patriot, un comunist patriot care este ales președinte în 1991, organizează referendumul pentru independență și care are o abordare foarte asemănătoare cu cea lui Iliescu din anii 90, și anume nu terapie de șoc, ci trecere lentă de la socialism la capitalism, păstrând chiar anumite elemente de socialism, socialism cu față umană. Însă evident că această abordare nu a avut prea mult succes. Au loc alegeri anticipate în 1994, în urma unor proteste sociale foarte ample, și câștigă alegerile Kuchma. Kuchma, care este un politician din Est, din zona de Est a Ucrainei, abordarea lui este una pragmatică. Încearcă să fie bine și cu Rusia și cu Uniunea Europeană. Asta a fost politica lui Kuchma timp de 10 ani, din 94 până în 2004, ideea unei diplomații plurivectoriale, cum îi spunea, adică să mănânce, ca să zic așa, și de la farfuria Rusiei și de la farfuria Uniunii Europene. Această abordare a fost continuată de Ianucovici, de alminteri. Ianucovici a fost prim-ministru pe vremea lui Kuchma și trebuia să fie succesorul lui Kuchma. Kuchma, care în al doilea mandat a fost compromis de o serie de scandaluri de corupție și chiar asasinarea unui jurnalist. Ianucovici a încercat să câștige alegerile din 2004 prin fraudă și, țineți minte, au avut loc niște proteste extraordinare în 2004 care l-au obligat pe Kuchma să reia turul 2 al alegerilor, care a fost câștigat de Iușcenco. Iușcenco, în coaliție cu Iulia Timoșenco, a fost partenera politică, aliata politică a lui Iușcenco, însă foarte repede, la fel ca și anumite alianțe din România, prietenia s-a stricat și Iușcenco, spre revolta multor partizani de ai săi, l-a numit prim-ministru pe Ianucovici. Apoi Timoșenco a revenit la putere, deci e destul de complicată toată această succesiune de alianțe și de guverne. În orice caz, în 2010 Ianucovici câștigă alegerile fără fraudă și, dacă țineți minte, în 2013 cedează unui șantaj foarte brutal din partea lui Putin și refuză să mai ratifice acordul de asociere cu Uniunea Europeană.
despre care vorbise non-stop, da? El totdeauna a spus că își dorește asocierea Ucrainei cu Uniunea Europeană și chiar intrarea Ucrainei în Uniunea Europeană. În fața șantajului lui Putin a cedat, a renunțat la la asocierea cu Uniunea Europeană și au avut loc faimoasele proteste care au durat luni de zile din 2013 până în februarie 2014. Și în 2014, până la urmă, Ianukovic a fost alungat de la putere, de proteste, iar Rusia a invadat o parte din Ucraina. Asta este istorie recentă și extrem de importantă, pentru că nu putem înțelege războiul de acum fără această succesiune de evenimente. De aceea trebuie să avem în minte șantajul energetic permanent exercitat de Rusia asupra Ucrainei, apoi invadarea Donbasului, a Crimeei în 2014, și faptul că întotdeauna Rusia a încercat să influențeze politica din Ucraina. Însă iată că societatea ucraineană a reacționat foarte puternic și practic violența rusă a unit națiunea ucraineană. Mai mult decât orice altceva, agresiunea externă a creat o extraordinară unitate națională și fără îndoială în momentul de față parcursul viitor al Ucrainei este către Uniunea Europeană și probabil NATO.